Bună seara tuturor și bine am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Studio. Iată-ne că am revenit în studioul de Bacău cu o nouă ediție a emisiunii noastre. După ce săptămâna trecută l-am avut invitat pe Florin Lovin, fost jucător la Steaua București și Astra Giurgiu. Astăzi, pe lângă colegul meu Tiberiu care mă însoțește, este și portarul celor de la Aerostar Bacău. Un om alături de care am mai discutat și pe timpul pandemiei, pe vremea când am făcut și un interviu prin Skype, este vorba despre Bogdan Miron. Bogdan, bună seara și bine ai venit la noi studio. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bogdan, e a doua oară când ne întâlnim, cel puțin e prima dată când ne întâlnim față în față, după interviul ăla de care zicea și Daniel, pe care l-am ținut pe Skype în timpul stării de urgență. Ce s-a schimbat la tine de atunci și până acum? Că mă refer, nu știu, ca viața asta de sportiv în perioada asta. Cred că am devenit mai liniștit, chiar dacă a fost o criză mondială, care încă mai persistă, după cum vedem. Dar cred că, și nu cred că doar eu am devenit mai liniștit, cred că majoritatea oamenilor au devenit mai liniștit cu treaba asta, chiar dacă ne-au adus câteva neplăceri și financiare și... Dar eu așa mă simt. Dar din punct de vedere sportiv? Din punct de vedere sportiv, imediat după terminarea carantinei cumva, sportiv pentru mine a fost mai neplăcut pentru că m-am accidentat și... Păi da, chiar... Sportiv e cam dificilă treaba asta. Chiar vorbeam înainte de emisiune pentru că tu trebuia să vii de mult la noi în emisiune, dar că s-a tot întâmplat și când te-am sunat ultima dată, chiar îmi spuneai că vii din Târgu Mureș și că tocmai ce ai fost operat. Da. Așteptam atât de nerăbdător eram să înceapă din nou pregătirea, din nou jocurile oficiale și în a doua zi de cantonament m-am accidentat destul de grav, ruptură de menisc și a trebuit să mă operez. Acum sunt în starea de recuperare. Sper să fie cât mai scurtă. Am deja 2 săptămâni de recuperare, dar încă mai durează. Nu e ușor. Da. Da, Bogdan, aș vrea să vorbim puțin și de lucruri ceva mai pozitive, să zicem așa. În primul rând, vreau să îți spun faptul că ne bucurăm foarte mult că am reușit în final să ne întâlnim, așa cum spuneam, de pe vremea pandemiei. Da, și ar fi oportun să ne vedem. Vreau să vorbim puțin și despre subiecte din sportul internațional, dar vreau să începem în primul rând cu echipa națională, pentru că urmează un meci capital, zic eu, în această seară, în economia grupei pe care o avem în UEFA Nations League. Un meci cu Austria, care a învins Norvegia sâmbătă, cu 2-1. Și noi venim puțin, zic eu, cu moralul la pământ, după meciul cu Irlanda de Nord, un meci pe care l-am dominat și pe care l-am scăpat din mână pe final de meci. Da, din păcate se întâmplă frecvent la echipa națională lucrul ăsta. Cu părere de rău spun treaba asta, dar ăsta este adevărul. Dar chiar dacă s-a întâmplat, să spunem că ne-au egalat și am rămas doar cu un singur punct, am foarte mare încredere în Mirel, că îi poate remonta pe băieți. Și îl cunosc și personal și sunt convins că le transmite o stare foarte bună înaintea meciului, cu care în timpul meciului sigur toți vor fi apt 100% și nu cred că va face cineva rabat sau s-a gândit cineva că dacă am fost egalați în, nu mai știu exact ce minut, 87, dar spre sfârșitul meciului, nu se va gândi nimeni acum că o se va întâmpla la fel la meciul ăsta. Nu. Eu sunt convins că atunci toate gândurile sunt canalizate către rezultatul cel mai bun al nostru. Ar trebui să fie o victorie. Cred că toată lumea asta la... Chiar dacă e Austria care, să spunem că i-a bătut pe Norvegia, da? Austria totuși, din lotul de 23 de jucători care au fost acum convocați, 15 evoluează în Bundesliga. Și cam sunt titular la echipele. Este adevărat, dar mă repet, l-am văzut atunci când am făcut cursurile de licență, l-am văzut și pe Mirel la antrenamente și am fost jucător contra lui și chiar am încredere în el că poate face ceva. N-am nimic de câștigat că îl laudă, dar ăsta este adevăr.
chiar am credere în ce poate face el. Totuși, România arăta bine în primul meci, din punctul meu de vedere, cel puțin cu Irlanda de Nord. Mie mi-a plăcut meciul. Am avut ghinion mare pe final, a fost o greșeală colectivă, aș putea spune, în apărare și m-am fost egalat. Dar să nu uităm că am avut două bare, am mai avut încă două, trei șuturi pe care le-a scos excepțional portarul celor de la Irlanda de Nord. Nu știu, mie mi se pare că a fost un rezultat puțin mincinos. Acum e tardiv să mai vorbim despre lucrurile astea. Exact cum s-a întâmplat și la noi în prima etapă cu Cluj. Da, chiar și acum, în etapa a doua. E târziu, da, și acum. E prea mult prea târziu să mai vorbim de ce s-a întâmplat. Acum să revedem cum rezolvăm situațiile astea să nu mai apară greșeli de astea. Pentru că, până la urmă, eu din toate astea 90 de minute cât a durat meciul cu Irlanda de Nord, eu am văzut o echipă bună a noastră, cu o tactică foarte bună pusă la punct. În sfârșit a venit faza aia în care, nu știu, mie mi s-a părut toată lumea era concentrată nu știu pe ce. Numai pe minge nu a fost nimeni. Și dintr-o minge de aia foarte înaltă să dea unul cu capul și încă unul cu capul și noi toți să nu fim pe lângă minge. Asta e ciudat. Da, a fost cu jucători foarte înalți. Exact. Ai și a fost o greșeală în lanț. S-a greșit și Dan Nistor, Nedelcearu, chiar și Tătărușanu. Da, eu am mai spus lucrul ăsta. Nu m-am ferit niciodată și chiar îmi place să spun lucrurile numai. Cine se supără să fie sănătos din partea mea. Eu cred că atunci când ai jucători peste 1,90 în careu, să iei gol și un portar cu brațele care ți ajung la tavan, nici nu trebuie să sară, să iei golul ăla așa, mi se pare totuși național. Dacă se întâmplă lucrurile astea, gol de asta poți să iei la Liga 2, la Liga 1, da. Dar când ești deja la național, cred că ar trebui să faci mult mai mult decât fac cei jucătorii care nu sunt convocați. De asta ești la național, nu? Ar trebui să faci lucruri pe care alții nu le fac. Apropo de asta, cum ți se pare ție, Bogdan, spre exemplu, selecția făcută de Mirel? Pentru că de fiecare dată când naționala are un insucces, ca să zic așa, întotdeauna se pun turnurile pe un anumit jucător care poate a greșit. Cum s-a făcut și acum, că s-a vorbit de Chiricheș, Tătărușan, care a fost foarte criticat, mai ales după declarația pe care a făcut-o la finalul meciului. Cum vezi tu selecția făcută de Mirel? Crezi că sunt jucătorii potriviți acum pentru dubla aceasta care a fost cu Irlanda și care urmează să se întâmple cu Austria astăzi? Fiind la sfârșitul carierei, spre sfârșitul carierei, chiar cred că va fi ultimul an, îmi permit cumva să spun că, cu părere de rău, că fotbaliștii care au venit din 2000, nu știu, născuți anii 95 încoace, cam lasă de dorit. Fotbaliștii vorbind sau fotbaliștii ca mentalitate? Vorbind. Păi, sau fotbalistic din cauza mentalității. Și fotbalistic și din cauza mentalității. Și nu îi acuz pe fotbaliști mai mult decât i-aș acuza, în ghilimele, pe antrenorii pe care i-au avut. Sau mentorii pe care i-au avut. Pentru că dacă tu de jos, de copil, crești într-un anume fel, îți este foarte greu să... Adică, în ghilimele, rău, îți este foarte greu să ajungi la o echipă de seniori și să fii 100% concentrat pe fiecare antrenament. Când un antrenor la nivel înalt, Liga 1 să vorbim, nu te mai așteaptă pe tine să înveți să dai cu latul, să înveți să faci marcaj. Lucrurile astea trebuie să le înveți, să ai ABC-ul fotbalului de mic. Ei, eu cred că s-a greșit foarte mult în neinvestiția fotbalistică în copiii ăștia, în juniorii ăștia care sunt acum și acum juniori, că cei născuți în 95 nu mai sunt. Dar zic că cam din perioada aia încoace au pierdut foarte, au foarte mari lacune. Și pe lângă națională îi vedem la Liga 1 până să ajungem acolo. Că la Liga 1, la națională, mai spunem că mai sunt jucători care joacă pe afară și sunt oarecum mai buni decât ce este în țară. Dar, din păcate, eu cred că ăsta este adevărul. Și încă mai sunt copii care se antrenează cu antrenori depășiți și atunci noi ne supărăm că plecasem de la treaba asta, că ba declară unul după meci nu știu ce prostie, ba e judecat nu știu care că a fost în lot și de ce a fost ăla în lot, dar când te uiți ca și selecționer de unde trebuie să faci selecția, îți este foarte greu. Eu cred că le eram greu și celor dinainte,
conducătorilor, antrenorilor de la loturi, de la lotul mare și înainte. Dar acum nici nu știi ce să alegi, sincer. Chiar invitatul de săptămâna trecută, Florin Lovin, ne spunea că în momentul de față cred că orice jucător peste medie din Liga 1 poate spera la echipa națională, pentru că spunea el că când era în vârful lui de formă la Steaua București, exact, nu avea loc la națională. De ce? Pentru că existau jucători precum Rădoi, precum chiar Ovidiu Petre, colegi de-ai lui. Adică era concurența foarte, foarte mare. Și avea perfectă dreptate. E da, normal. În schimb acum... Acum dacă ai făcut două antrenamente reușite și te place un selecționer, te trezești la lot. Și atunci, vârful tău de formă fiind cu două săptămâni înainte, o lună, înainte de un meci oficial al naționalei, e normal să-i sare în ochi unui antrenor, unui selecționer. Și atunci, ce zici? Bă, dacă de două săptămâni, trei săptămâni, continuu așa, hai să-l iau. Dar ce facem cu continuitatea? Că dacă clacăm după fiecare meci, trebuie să convocăm alți jucători. Câți jucători în generația lui Hagi erau schimbați așa? Păi când era convocare la Național, cred că veneau aceiași cu două, trei plombe. Maximum, cred. În rest veneau aceiași jucători. La noi trebuie să-i rulăm la fiecare meci alți, să convocăm alți jucători. Pentru că nu au forma... Exact, au nouă formă constantă, exact, marea majoritate dintre ei. Vreun pronostic pentru meciul din această seară? Nu îmi place să dau pronostic. Nu. Îmi doresc. Îți doresc să câștige. Îmi doresc să câștige Naționala. Da. Sigur, dar nu îmi doresc. Nu m-am gândit niciodată la pronostic și nici nu-mi plac. Nu-mi place să prevăd viitor, nu să programez ceva. E bine, oricum, pentru un fotbalist e bine să nu-i placă pronosticurile. Pentru că mai avem cazuri. Chiar și în Liga 1. Sunt convins. Anumiți fotbaliști cărora le place poate prea mult să facă pronostic. Vorba lui Nistor, luminițele alea multe. Da, da, da. Exact. Bogdan, aș vrea să vorbim puțin despre cealaltă față a echipei naționale și când spun cealaltă față mă refer la echipa de tineret, pentru că a fost debutul lui Adi Mutu pe banca echipei sub 21. Un debut bun, un joc bun făcut de tricolor cu Finlanda și acum urmează meciul de marți cu Malta. Este clar că plecăm cu a doua șansă în grupă, pentru că Danemarca este favorită să ocupe primul loc, mai ales și după victoria din meciul direct. Cum vezi tu totuși numirea lui Mutu la echipa de tineret? Pentru că a fost foarte multe voci care spuneau că nu este unul potrivit, cum se spunea și de Rădoi la Naționala Mare, că este o părerie prea mare pentru el la momentul ăla. Dar cum vezi tu totuși numirea lui Mutu în condițiile în care el, din punct de vedere al antrenoratului, nu are, experiență? Apropo și de Mutu, și cu el am făcut licența B și îl vedeam zi de zi la cursuri, chiar implicat, ne dădea câteodată niște răspunsuri de antrenor mare, să spun așa. Chiar dacă nu are experiență, eu nu l-aș, cum foarte mulți alții îl blamează, pe orice antrenor tânăr, nu neapărat pe Mutu. Dar atunci când e exact ca și cum m-aș angaja undeva, toată lumea îmi cere experiență. De unde să capăt experiență dacă eu nu sunt angajat? Nimeni nu mă vrea pentru că nu am experiență. Ok, așa e și la antrenor, da? Dacă nu sunt tânăr și vreau să antrenez și dacă nu mă ia la niciun grupă de copii juniori, la niciun club de Liga 2, Liga 3, nu, și atunci am avut, sunt Mutu și am numele meu și am antrenat în Țările Arabe, din câte știu, a fost la o școală de copii, la Secund, un club cred. Foarte da. Mare, a fost aproape de națională tot timpul, adică fotbal nu se pune problema că n-ar ști, știe să comunice cu jucătorii, adică haide să lăsăm un pic să capete și el încredere cum și jucătorii încearcă să capete încredere. Adică degeaba îl certăm că n-are experiență și după un meci nu ne convine nu știu ce. E normal, toată lumea e la început, adică nu cred că a fost vreo unul care a ajuns antrenor din prima etapă până când s-a lăsat de antrenorat, el a fost perfect. Nu există. Uite, cineva ne spune în comentarii de Julian Nagelsmann, antrenorul lui Leipzig, care la fel este un antrenor foarte tânăr și care a făcut performanțe incredibile pentru fotbalul german. Nu mai la de Leipzig, Champions League, cât și la Hoffenheim, că el acolo practic a păi început și, și care este continuitatea lui la club? De cât timp antrenează la club? La Leipzig, dacă nu mă înșel, cred că e 2 ani. E al doilea sezon ăsta. Da. Ce antrenor din România a rezistat la un club 2 ani de zile?
E greu să comparăm. Sincer, mai la un club de nivelul sincer ăsta... acum stau să mă gândesc, nu îmi trece niciunul prin cap, 2 ani de zile. Poate la echipele mai mici, dar... La Liga 1? Dan Petrescu. Da, Dan Petrescu nu știu dacă are 2 ani la CFR. A început, a venit pe finalul sezonului trecut, parcă, deci are un... Na, nu cred că are 2 sezoane, nu, cap-coadă nu le are. Păi, ce înseamnă? Da. Dacă, exact ca un jucător, nu cred că el a câștigat etapă de etapă. Nici la Leipzig. Normal, clar, normal. Ok, au fost meciuri pierdute în care conducerea a văzut exact care e parcursul echipei și a dat seama că, bă, ok, a fost o problemă, am greșit, am pierdut, nu contează, mergem înainte. Are 2 ani, spui, nu? Păi, la noi antrenorul după 3 etape, nu știi dacă rămâi 3 etape. Păi, unde a fost acum, recent, înainte să înceapă cu antrenorul? 2 zile a fost un antrenor și... La Dinamo nici n-a apucat să debuteze. Pe Mulțescu, da. Mulțescu, chiar doar la un meci. Da, doar la un meci. Mulțescu și acum... Cum să ne mai... A venit contra. Ce înțelege un jucător? Că fiecare antrenor are metodologia lui, are tactica lui de joc, are sistemul lui pe care vrea să-l implementeze. Și atunci dacă eu la fiecare 3 săptămâni, 2 luni, să spunem, schimb antrenorul, ce înțelege un jucător care nu neapărat unul de 30 de ani, că să spunem că are experiență și înțelege mai ușor ce vrea antrenor, dar la unul de 18, că acum se joacă cu 18, 19, 20, nu neapărat că n-ar gândi și n-ar înțelege, că sunt mai, nu știu... Dar mai... bulversează, da, un antrenor i-a cerut ceva, peste 2 luni îi exact, face altceva. Exact. Atunci e foarte greu să mulțumești lumea și să mă bucur pentru antrenorul de la Leipzig, bravo lui, că rezistă acolo. Aș vrea și antrenorii din România să reziste atât. Apropo de asta, că chiar aveam o întrebare la începutul emisiunii, ce părere ai de Yanis Hagi și de Yanis Hagi la Naționala Mare? Pentru că sunt foarte multe persoane care îl contestă. Îl contestă clar, probabil din cauza faptului că... E ușor umflat de presă din cauza numelui pe care îl poartă. Și nu e vina lui. Am deja 2 persoane pe care deja le-am lăudat. Birel Rădăi și pe Adi Mutu, dar cred că ăsta va fi al treilea. Nu îl cunosc personal, este mult mai mic decât mine, n-am jucat împreună, nu am fost adversar. Dar chiar fiind copilul lui Gică Hagi, nu cred că trebuie să-l comparăm neapărat cu tatăl lui. Fiecare are cariera lui. Eu nu cred că el încearcă să-i demonstreze tatălui că e mai bun decât el și nici nu cred că Gică Hagi îl forțează în așa fel încât să demonstreze lumii că ăsta e copilul meu și e mai bun decât mine. Nu. Și exemple din acestea mai sunt multe, că l-avem pe Rivaldinho care exact, poate la da, fel numele unui exact, gigant. Exact, nu-l poți compara. S-ar putea să fie, nu neapărat exemplele astea două, Rivaldinho sau Hagi. S-ar putea ca în viitor să fie un fost fotbalist care are un copil și crește și o să fie mult mai bun decât el. Și o să iasă în evidență mai mult decât tatăl. Nu avem de unde știi. Dar nici nu putem să-i blamăm acum. Pentru că toată lumea când aude numele de Hagi, îl compară cu taicul imediat. Nici nu termină de pronunța numele și îl comparăm cu tatăl lui. De ce? Hai să ne uităm ce poate el. Câți fotbaliști, dau numai un simplu exemplu, câți fotbaliști din Liga 1, ca să nu vorbim că el joacă afară acum, lovesc mingea cu stângul și cu dreptul cum o lovește el? Din Liga 1 nu știu dacă mai e cineva. Păi eu nu cred că există niciunul. Și atunci numai o calitate foarte simplă să lovești mingea cu stângul și cu dreptul atât de bine, numai pentru aia ar trebui să nu mai vedem toate greșelile pe care le face. Le spune cineva că George Gane ar fi un jucător, la fel, tot de la viitor, dacă nu mă știu, joacă Gane, care știe să lovească cu ambele picioare. George Gane totuși joacă atacant. E atacantul. Nu, Yanis Hagi e un pic mai retras, mijlocaș ofensiv. Profil diferit de joc. Bine, ca atacant, cred că mai important este să joci cu ambele picioare ca mijlocaș decât ca atacant, sincer să fiu. Da. Pentru că pasa... Poți să dai și cu stângul și cu drept, pe când că atacant, la urmă... Cât a evoluat în Liga 1, l-am văzut executând chiar și lovituri libere cu ambele picioare și le executa foarte bine. Adică și cornere. Că... Eu cred că atunci când îl vrei să vezi pe un jucător, care este piciorul lui de bază, îl pui să bată penalti, pentru că presiunea este mai mare și atunci el normal se duce pe piciorul de bază al lui. Chiar dacă lovește mingea la fel și cu stângul și cu dreptul. Dar... Cred că ați văzut și voi că la Hagi n-a fost probleme să bată și cu stângul penalti, chiar fiind dreptat. Nu are nicio problemă. Adică presiunea la el nu există pentru stângul sau drept.
că ar greși sau că... Oricum, pot greși și cu dreptul, pot greși și cu stângul. Dar el se bazează nu are foarte, foarte bine pe ambele picioare, da. E meritul lui. Sau cine nu fi crescut și meritul și tatălui lui, că nu cred că l-a ignorat în copilărie și l-a lăsat, hai, joacă de cu mingea cum vrei tu. Ar trebui să fie Ianis Hagi titular diseară, de exemplu, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că ce vorbeam înainte, cum a zis Florin Lovin în emisiunea trecută, erau în perioada când încă amândoi jucam, erau în perioada aia jucători foarte mulți pe același post care puteau fi convocați la lot. Teoretic și acum ar fi și sunt convocați. Mă gândesc la Maxim, la Stanciu, care cumva... Bine, Stanciu poate e un pic mai retras. Ok, poți să-mi dai câte exemple vrei. Nu știu dacă l-ar depăși pe Ianis cineva din ăștia. În momentul de față. Da, în momentul de față. Eu îl văd un fotbalist foarte bun. Și cât are? 20 de ani. Nu știu că am plinit 21. Sau am plinit? Nu știu. Da, trebuie verificat. Apropo de asta, întrebăm și pe cei pe care ne urmăresc dacă ce părere au despre subiectul ăsta, pentru că am văzut în presa națională, presa s-a împărțit așa cumva pe două baricade, cei care îl susțin în continuare pe Ianis și cei care bagă niște subiecte care cumva să-l atace pentru că nu a fost foarte bun pe teren în meciul cu Irlanda de Nord în prima repriză, cel puțin că repriza a doua a ieșit, a fost schimbat destul de repede pentru că avea cartonaș galben. Și mă gândesc chiar și la Mihai Mironică, până și el l-a acuzat pe Ianis Hagi că nu arată ce ar trebui să arate un posibil decar, pentru că știm că nu mai e decar acum, la echipa națională. Voi ce părere aveți și chiar puteți să ne dați niște pronosticuri pentru meciul din această seară, că e o partidă extrem de importantă. Aș vrea să trecem puțin și să vorbim despre campionatul românesc în general, dar vreau să vorbim puțin și despre măsurile astea de relaxare care se tot iau de o lună de zile încoace. Noi am vorbit și cu Florin și cu ceilalți invitați pe care i-am avut de-a lungul acestor săptămâni. Sportul parcă este înfrânat. Nu este permis să meargă în continuare. Vedem ce se întâmplă la antrenamentele de copii și juniori, vedem ce se întâmplă pe stadioanele din România, că momentan nici până la ora asta nu s-a găsit o soluție de a se permite accesul spectatorilor. Ce părere ai tu, Bogdan, despre situația asta? Pentru că, spre exemplu, Aerostarul, da, care este în momentul ăsta în Liga a doua, are șanse mari de a arăta un joc mult mai bun cu fanii în spate. Pentru că știm foarte bine că publicul din Bacău este un consumator când vine vorba de fotbal și chiar atmosfera de aici este una încântătoare, aș putea spune. Nu o spun doar pe faptul că suntem băcăuani, dar știm foarte bine că în anii 2004-2005 atmosfera de aici era recunoscută în România. Da, cred că, apropo de public, cred că le e dor oamenilor din Bacău de fotbalul mare. Din păcate, pandemia asta, cum ai spus tu, înfrânează sportul și nici eu nu înțeleg de ce la fotbal sunt cumva restricții mai mari decât la multe alte sporturi. De exemplu, săptămâna trecută am înțeles că a fost ciclism. Uh-huh. Și au trecut, nu știu ce număr de cicliști, vreo 300 au trecut unul lângă altul. Adică ei de ce pot și la fotbal nu se poate. Nu înțeleg o altă chestie. Ok, ne-am făcut analizele. De ce jucătorul din teren trebuie să... Nu are mască și cei din tribună stăm cu mască. Nu înțeleg lucrurile astea. Pentru ce? Când în tribună nu e nimeni. Suntem aceiași jucători care ne pregătim zi de zi. Când vestiar intrați cu poții deodată. Și cu atât mai mult un jucătorii de pe teren se ating, se șterg unul de altul, se îmbrățișează, se exact. Sar la duel exact. Unul lângă altul. Nu da. Știu, ai dreptate. Cu înfrânatul ăsta al sportului mi se pare așa o chestie de... Nu știu ce să vrea în fotbal, dar din câte văd, sunt țări care acceptă. Păi, de exemplu, în Franța s-a dat drumul la 30% din capacitate, cred. Și gândiți-vă că Franța, la începutul pandemiei, când eram în carantină, francezul a fost primul care a refuzat starea de carantină. Ei erau pe străzi, mergeau făceau meeting-uri prin, nu știu, prin Marsilia sau prin Paris, nu mai știu exact unde. Știu că făceau meeting-uri că ei nu vor să stea în casă. Ei au fost primii care n-au acceptat lucrul ăsta. Și ei acum joacă fotbal cu public.
Și da, Supercupa Europei, care se va juca pe Puskás Arena, în Ungaria, da. Se va juca cu la fel, 22.000 de spectatori. Uite, ce fotbal a fost ăsta Barcelona cu... Este serios, să joci la nivelul ăla și să joci cu un stadion gol, dar nu, parcă nu mai are farmec. Da. Dai gol, nici nu știi cum să te bucuri. Păi parcă nu are farmec nici la Liga 3, nici la Liga 2. Da, tocmai ce exact. Și la Liga 3, acum, când te duci și sunt oamenii aia, chiar dacă te înjură, te înjurau sau țipau sau cine știe ce mai spuneau, sau chiar dacă vorbeau între ei, îi auzeai și ziceai că, mă, cineva se uită la tine când joci fotbal. Dar când joci acolo zici că ești la teatru fără public. Cum? Doar repet. Mai ales la nivelul ăsta, echipe precum Bayern și Barcelona aveau spectatori și la antrenament. Exact. Da, pe ei i-au aproape că un stadionul când vine un nou transfer la prezentarea jucătorului și se umple un stadion. Nu știu cine face treaba asta cu sportul, cine dă sau nu voie sportului să se facă cu public, dar... E păcat. Totodată și competițiile de copii și juniori sunt blocate în continuare, da, antrenamentele tot în maxim 10 se fac. Exact, ca și copilul nu face la fel. Vedem că, uite, s-au deschis restaurante, s-au deschis cinematografe, bine, spații închise. Da, bine, în Bacău se vor închide. Ok, dar nu înțeleg, adică ne-au ținut 2 luni în carantină, am ieșit afară, am plecat pe toate străzile, ne-am ciocnit unul de altul, am fost în supermarket, purtăm o mască care nu știu cât de mult ne protejează, în fine, au constatat ei că e 100% cea mai bună, foarte bine. Dar dacă eu mă duc în magazin și sunt purtător de virusul ăsta și ating o pungă de cereale și nu o iau, o las tot acolo și apoi vii tu și o iei și te mănâncă ochiul și faci așa. Sau o dai masca jos de pe față și te scarpi la nas. Ce să mai întâmplă? Că mănuși n-am avut. Și tu ai pus mâna pe punga aia. Adică masca este obligatorie în magazine, dar mănușile nu. Păi virusul ăla cum? Doar la gură mă afectează. Nu sunt specialist, bănuiesc că masca ajută mai mult la, nu știu, apropierile fizice, nu știu, în vorbă, să strănut, tuse, da, okay, nu știu. Eu sunt convins că sunt oameni care au murit, știm foarte bine, din cauza virusului ăsta, dar nu sunt convins în totalitate că nici măcar un om a murit doar pentru că a avut virusul ăsta și n-a avut și alte probleme medicale. Eu așa cred, că cei care au murit de treaba asta au avut și alte probleme mai dificile. Mare parte, este da, o corect. Problemă, sincer, la care nu știu dacă vom afla foarte cu răspunsul, mai ales... Da, nu știu dacă vom afla. Dar uite, ne întreabă cineva, apropo de disciplina fotbalistică de care vorbeam puțin mai devreme, ce părere ai despre escapada lui Nei Cuțescu de la Dinamo, că vorbeam și înainte de emisiune de asta. Nei Cuțescu, care a fost trimis de la prima echipă la echipa a doua și acum nu mai e primit nici acolo. Tu ești un jucător cu experiență, ai avut ocazia să dai peste tot felul de fotbaliști, ai jucat și la Astra. Da. Cum vezi tu problema asta a disciplinei fotbalistice, mai ales la o echipă precum Dinamo, în condițiile în care știm foarte bine ce se întâmplă la Dinamo în momentul ăsta? Ce sacrificii s-au făcut pentru ca echipa să supraviețuiască? Eu zic că treaba cu disciplina este un pic mai îndelungată ca și timp. Eu nu cred că a existat vreodată un club în care au fost toți jucătorii de fotbal care au fost la clubul ăla pe disciplinați. 10 ani, să spunem, o perioadă de 10 ani, toți au fost, în fiecare an cred că exista un jucător care mai făcea câte o prostie. O comitea, cum spunem, da? Nu cred. Adică, da, îl dai, nu e bine ce a făcut, îl dăm un exemplu, îl pedepsim, îl amendăm, îl dăm afară, dar lucrurile astea sunt convins că o să se întâmple nu numai în România. Le vedem că sunt la noi, da, despre ele discutăm. Dar lucrurile astea s-au întâmplat dintotdeauna. Au fost păi jucători mai... mult mai mari. Exact. Chiar vorbeam de, înainte de emisiune, am văzut de Phil Foden și Mason Greenwood, doi jucători la Manchester City și la Manchester United, care au fost excluși din lotul naționalei Angliei pentru că și-au chemat niște prostituate la hotel. Lucrurile astea, la hotel, ok, da. Noi judecăm ca oameni pentru ce au făcut, dar îi dăm pe ei afară și peste 6 luni luăm alt, nu știu, ca să nu dau exemplu pe cineva, mă dau pe mine, îl iau pe Miron. Păi și Miron face același lucru. De unde știu eu ce va face jucătorul respectiv când îl iau? Nu, eu cred că chestiile alea sunt chestii de moment. Sunt persoane care, gen
Tamaș, care toată viața lui așa a jucat, așa a fost, asta era disciplina lui, dar până la un moment dat a jucat exemplar și sunt jucători care fac o dată la 7 ani sau fac o dată în carieră lucrul ăsta. Nu știu cum să-i catalogăm și cum să-i judecăm. Atunci sunt pedepsiți de club, de antrenor, de nu știu. Dar cu siguranță nu cred că se va opri acum la Necuțescu treaba asta. Nu cred că va fi ultimul jucător. Uite, care... tot legat de asta aș vrea să te întreb, pentru că și tu ești portar și vorbeam la începutul emisiunii de Tătărușanu, ce părere ai de declarația sa de după meci, când printre altele a spus că nu-i pasă de părerea suporterilor naționalei? Încerc să fii obiectiv. Ei, asta încerc să fiu obiectiv. Dacă m-aș pune în pielea unui suporter al Naționalei României... Cum ești, de altfel? Exact. Nu mi-ar cădea bine absolut deloc. Când portarul pe care îl avem acolo, care trebuie să ne transmită tuturor încredere, transmite acest lucru, eu cred că e puțin cam deplasat. Că sunt și persoane care te blamează chiar dacă nu ai o greșeală. Și exagerează. Exact. O greșeală foarte mare și exagerează de foarte multe ori. Că sunt, n-ai cum să fii plăcut de toată lumea. Ok, și atunci câteodată răbufnești. Dar din păcate la nivelul ăla, cum spuneam mai înainte, că dacă am ajuns acolo, la nivelul ăla, eu ar trebui să fac mai multe decât face unul la Liga a doua. Să nu ne comparăm cu Liga a întâi. Că poate de la Liga a întâi sunt jucători care sunt la Națională. Poate, cu siguranță sunt. Da. Ei, atunci, dacă sunt chemat la Națională, ar trebui să fac ce vorbeam mai înainte, de disciplină, da? Și fotbalistic. Mai mult decât face unul de Liga a doua, Liga a întâi. Totuși, ești într-un campionat mai puternic decât al României și îți permiți să faci asemenea declarație. Mi se pare, țin deplasat, pentru că ești acolo, ești văzut de toată lumea, ești dorit de oameni acolo, nu de toată lumea, că na, asta este. Dar dacă ești acolo, trebuie să fii un exemplu. Dacă era un singur om în tribună, cum am gândit dintotdeauna, așa a fost gândirea mea, prefer să fie un stadion de 30.000 de oameni și să mă înjure toți, da? Că știu că mă înjură tot stadionul, că la un moment dat de atâtea înjurături te pufnește râsul, cel puțin pe mine s-a întâmplat, decât să fie un stadion cu 30 de oameni și să, în liniștea absolută, să se trezească unul să mă înjure. E mult mai frustrant atunci. Dar el e supărat pe o declarație a oamenilor care nu au fost la stadion. Sau vorbe, da, sau da, cine da. Mai știe ce. Adică lucrurile astea o să fie tot timpul spuse de suporteri, nu? O să ne certăm cu toți suporterii tot timpul. Și mai ales la Națională, adică... Când toți ochii sunt ațintiți asupra exact. Ta. Și acolo trebuie să fim un exemplu. Na? Ce să învețe, nu știu, un copil care are 16 ani, acum e portar la lotul de U16, da? Și o să ajung acolo. Păi ce, dacă el face așa... Păi uite, voiam să te întreb de Ionuț ajung Radu. Și eu acolo. Crezi că Ionuț Radu ar fi făcut vreo astfel de gafă, între ghilimele? Nu știu, din câte știu, Ionuț Radu e puțin... Are un caracter puternic. Puțin mai răutăcios câteodată. Da, da. Că, din câte mi-aduc aminte, chiar și acum la meci, în comentariul meciului, cred că s-a adus vorba de Ionuț Radu, de ce nu este convocat la, la lot. Nu știu cât de puternic ar trebui să fii pe moment. Adică s-au întâmplat lucrurile astea și în cariera mea. Dar nu știu dacă ar fi ok să le spunem la televizor că nu-mi pasă de suporterii români. Spune, atunci nu, știu, nu mai veni. Da. Nu mai veni, pentru că tu reprezinți țara, nu? Adică de ce să jignesc pe oamenii aia? Ce ți-am spus mai înainte? Mă înjură 30.000, nu e nicio problemă. M-a înjurat tot stadionul. Când te înjură unul, da. Dar tu nici măcar nu l-ai văzut pe ăla. Și spui că nu-ți pasă de... Bine, și întrebările reporterilor sunt puțin tendențioase câteodată și... Provoacă. Exact. Clar, și frustrarea de după meci, supărat... Te mai întreabă unul ceva și tu ai alte probleme și dezamăgirile din teren și răbufnești și greșești. Cu siguranță cred că îi pare rău pentru ce a zis. Nu cred că la rece mai gândești așa. Cel mai probabil, dar gafa a fost făcută. Da.
Lumea o să amintească doar ce ai spus, nu și cum ai gândit după ce ai spus-o. Da. Asta e problema. Da. Mai ales la noi în țară, ești judecat pentru ce ai spus, nu pentru cum ai gândit-o după aceea. Exact. Exact. Trebuie să-ți asumi tot ce spui. Bogdan, urmează o provocare. E prima provocare de acest tip pe care o facem în timpul emisiunii noastre și pe care o lansăm și către ascultătorii noștri și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să ne compui în emisiunea de astăzi un prim 11, cap-coadă, cu totul lotul și inclusiv antrenor și sistem de joc, al cel mai bun jucător din acest sezon, internațional vorbind. Dar și național. Din orice competiție, din orice campionat, care au fost în opinia ta jucătorii cei mai buni pe fiecare post în parte, în funcție de sistemul pe care o să ți-l alegi, bineînțeles. Mi-e greu să fac, sincer, adică un prim 11 al naționalei? Nu al naționalei, al tuturor jucătorilor. Cum l-aș vedea eu? Al sezonului 2019-2020, ca să fiu mai succint. Indiferent, internațional, național. Sincer, am probleme și la portarul pe care trebuie să-l pun în poartă, da, pe la ceilalți. Chiar, care e, din punctul tău de vedere, cel mai bun portar la momentul ăsta, la nivel mondial? Mondial? Da. Îmi pare rău că s-a lăsat Buffon. Încă nu s-a lăsat. Încă e. Știu bine, că nu s-a lăsat, dar știu că nu s-a lăsat, dar asta zic că are 42, 43. Da, parcă da, da. Îmi pare rău că îi se termină cariera, dar pentru mine a fost un portar senzațional. Îmi place foarte mult de Navas. Pe el l-ai pune în echipa asta, dacă ar fi din sezonul acesta, totuși a ajuns în finala Champions League. Eu l-aș pune pe Navas, da. Mie îmi place de el. Nu-l văd. Faptul că e mai înalt Ter Stegen, nu-l văd mai bun decât pe Navas. Și plus de asta, am văzut exact cum se pregătește Navas și îmi place enorm. Și pe lângă faptul că se pregătește exemplar, meciurile lui, eu când îl văd că aleargă în poartă, mi-e drag de nu mai pot. Ceilalți când văd că pozează așa în pozițiile de, cum vorba lui Lobby Lobonț, zicea că bă, nu mai puneți mă în forma crucii așa când scapă unul contra unul cu voi, că parcă sunteți de, nu opriți pe nimeni niciodată, decât dacă dă ăla în tine. Dacă nu e inteligent, o să dea în tine. Dacă e inteligent, când te-a prins în poziția aia, mai faci încă un dribbling și îți dă pe lângă tine. Bă. Și tu n-ai nicio șansă să faci nimic la mingea. Da. Dar mi-e greu să fac, nu știu, un prim 11 e... Hai să luăm pas cu pas. Am început cu portarul la Bechelor. Hai să trecem la fundașul stânga. Care e cel mai bun sezonul ăsta, din punctul tău de vedere? Dacă vrei, dăm și variante, că Bolinsc oricum... Probleme mari. Bănesc oricum... Jordi Alba, Alfonso Davies... Chiar că Alfonso Davies a câștigat Champions League. Da, din păcate, anul ăsta a fost cam șters. Marcelo, dar mie îmi place foarte mult de el. Și atunci aș accepta să-l pun în primul 11 doar pentru că e Marcelo stilul lui. Eu, chiar Roberto Carlos, cred că a fost mult mai mare decât el, ca fundaș stânga. Dar atât de calm poate fi Marcelo când are mingea la picior, rar cred că vezi așa ceva, la un fundaș, unde presiunea este foarte mare, că dacă face pressing sau îți face un adversar presiune pe tine, când ești cu mingea la picior, el atât de calm, ai impresia că e un mijlocaș de... creație. Da. Chiar dacă, a fost cam șters anul ăsta, cred că pe el l-aș pune. Trecem la fundașii centrali. Toate posturile astea sunt grele, cred. Din apărare. Da. Nu știu, Piqué. Chiar dacă nu mi-e la suflet 100% jucătorul ăsta, cred că... Îți place determinarea lui? Da. Nu l-agrez foarte mult ca stil de joc. Dar te poți baza pe el. Asta e, adică încerc să fac o echipă obiectivă, nu... Nu l-agrez ca persoană, ca... Nu știu, poate dacă eram cunoștințe apropiate, poate ne înțelegeam bine, dar cum îl văd eu pe el, nu mi-e drag. Dar ca fotbalist, n-am ce să-i spun. Adică aș încerca să mă detașez de toate problemele care nu-mi plac la el și să văd exact fotbalistul din el. Și atunci ar trebui să cred fie în echipă. Deja știu și cu cine ar face cuplu, Piqué. Cu cine? Cu Ramos. Am impresia că îți place și de Ramos. Stilul lui de joc e
e nimicitor. Omul ăla ar sparge zidurile din jur, pe cuvânt. Și păi, am înțeles că și acum se pregătește din ce în ce mai bine decât în tinerețe. Da, cel puțin din punct de vedere fizic chiar îl vedeam că... Chiar arată foarte bine. Da. Vreau să da. Citim totuși echipa unui urmăritor de-al nostru, că ne-a răspuns la provocare. El ar merge cu Oblak în poartă. Pe linia de fund ar fi Ramos și Van Dijk, care ar face cuplu de fundaș central, cu Robertson și Alexander-Arnold pe partea dreaptă. Apoi ar fi Kimmich, Eriksen, Casemiro, Mbappé, Neymar și Immobile pentru sezonul ăsta. Acum spune tu un fundaș dreapta. Un fundaș dreapta. La pasul ăsta mă ajută. Fundaș dreapta. Sau că dacă vrei eu lăsăm în 3 fundași și jucăm 4 mijlocași. Nu știu, mie îmi place sistemul ăsta 3-4-3. Da? Serios. Păi atunci trecem la mijlocași. E sistemul meu pe care l-am făcut. Nu neapărat, când am făcut licența. Pe sistemul ăsta am făcut licența și mi-a zis că chiar am fost întrebat. Serios? Ai vrea să joci așa? Da. Păi de ce? Nu-mi place să văd mingea în fața porții mele. Vreau să văd cât mai sus. Cum cu trei? Da. Mingea sus acolo. Nu m-am săturat cât am jucat fotbal. Să văd mingea în careul meu. Să nu văd, să stea în partea cealaltă. Da. Vreau să fiu ofensiv. Și la mijloc așa pe cine nominaliza? Thiago Alcântara, de exemplu, la el m-am gândit eu, cel puțin sezonul acesta. Nu știu ce să zic. Mi-e foarte greu, am spus la început, mi-e foarte greu să fac, pentru că sunt foarte mulți jucători și dacă îi alegi așa la primul impuls, riști să uiți unul care îți place mai mult decât celălalt. Da, și atunci cred că echipa asta, nu știu dacă ar putea fi făcută atât de rapid, gen cum o văd la televizor mereu, că fiecare își face un prim 11, în 10 secunde deja are primul 11. Și atunci, fiind vreo 4 jucători pe postul de mijlocaș central care sunt buni și în secunda aia îmi trece doar unul prin cap, s-ar putea să-mi pară rău că l-am pus pe ăla în teren, știi? Atunci măcar zine partea de atac, acolo cred că e cel mai simplu. Da, nu cred că ar putea să lipsească Messi din orice echipă pentru mine. Pe partea dreaptă? Indiferent, eu nu știu unde l-aș pune. Oriunde l-ai pune, devine de gringolat în apărerea adversă, așa că... Ronaldo la fel, în față, nu... Chiar e cam la același nivel cu Piqué. Nu-mi place în mod deosebit, dar la nivelul ăsta... E excepțional ca joc. Da. Ca cifre, da. Da. Îmi place mult de... Și apropo de apărare, mie mi-a plăcut. O perioadă îmi plăcea de Langley, de la Barça, dar ușor par să simt. Nu știu, cred că e o problemă cu francezii ăștia la Barcelona. Nu rezistă niciunul să fie senzațional. Da, un Titi s-a accidentat, că era și el un jucător foarte, foarte bun. Nu știu de ce, dar parcă eu l-aș vedea pe Piqué schimbat de acolo și cred că Langley ar da un randament mai bun. Da, a avut o perioadă foarte bună la un moment dat la Barça. Nu, sezonul trecut, acum două sezoane. Da, cred că acum două sezoane. Și era plin de încredere și el și antrenorul avea încredere. Și cred că și colegii, la cum îl vedeam, era sus, acum era jos. Dar, repet, parcă francezii ăștia la Barça foarte puțin au rezistat. În afară de Zidane, nu știu care ar francez mai... Henry, nu știu care au mai rezistat. Mai acum Dembele, dar mai mult sta accidentat. Ei, tocmai, parcă nu rezistă prea mult francezii ăștia. Au ceva cu spaniolii, cred. Parcă nu se pliază bine pe stilul spaniolilor. Nu știu, câți jucători trebuie să mai... Ne spui doar atacul. Pe cine pui lângă Messi și Ronaldo? Că ne-ai rămas dator cu al treilea atacant. Immobile. Da. Da. Mi-a plăcut anul ăsta de el. Chiar a fost un jucător senzațional. Un tip bătăios. Semănați. Da? Ca aspect fizic, cel puțin. Și el e blond. Da. E bătăios tare, îmi place. Da. Și anul ăsta chiar a avut un an de excepție. Chiar îmi pare rău, sincer, că nu a prins un transfer la o echipă mai bună, o echipă cu mai multe șanse să se bată la trofee. Pentru că acum el a semnat prelungirea cu Lazio. 5 ani. Chiar 5 ani. 5 ani, da. Bine, că asta nu ar fi neapărat o problemă, că... Cine vrea să-l ia, ia. Exact. Dar mă refer că unii jucători meritau mai mult.
Da, da. Pentru Imanuel să rămână doar la Lazio, un astfel de atacant, e trist. De multe ori ne gândim că, cum ai spus acum, că ți-ai fi dorit pentru el o echipă mai puternică, unde să arate mult mai mult din ce știe. Dar s-ar putea să nu se plieze pe sistemul ăla. Pentru că de foarte multe ori, foarte multe transferuri sunt făcute doar pentru imagine și te trezești acolo că nu mai e același jucător. A, Imobile a fost la Dortmund. Eu stau și Imobile la Dortmund. Uite că am revenit la echipă de Neymar. Îmi place enorm de Neymar, cel din America de Sud. Și poate și la Barcelona. Și la Barcelona o mică perioadă. Da. Dar nu se aseamănă deloc fotbalul din America de Sud cu fotbalul european. Pentru că acolo era un zeu, la fiecare meci scotea ceva din joben și lumea era în extaz. A venit în Europa, a venit ușor în umbra celor de la Barça, cu toată tehnica lui, nu știu câte, în perioada cât a stat la Barcelona, nu știu câte fantezii a făcut pe teren. A făcut, adică, dar da, a avut locul și că a prins acea Barcelona care a fost... A câștigat și Champions League. A câștigat totul atunci în anul ăla și... Da, da, el nu a fost... Cel din... Nu a fost un lider sau un... Nu, cel de atunci. Din tripleta aceea, oricum, el a cam fost ultimul. Că pe Messi nu aveai cum să fie atunci, și era și Suarez excepțional atunci. Așa atunci, dacă faci un anume, ne-l dorim toți, pe Messi la Aerostar. Dar se pliază pe ce... Păi chiar l-am văzut pe Messi la MAI. La MAI, la Dinamo, la FCSB, am văzut, toată lumea l-a îmbrăcat în tricou fiecărui club. Uite că tot ai adus în discuție de Aerostar, Bogdan. Tu acum ai fost accidentat, ai fost în afara lotului, din primele două etape. Ce părere au colegii tăi de acest start de sezon? Pentru că, nu știu, din punctul meu de vedere, suporter băcăuan, mie mi-a plăcut cum a arătat echipa. Cel puțin, uite, în al doilea meci, acum cu Faro, repriza a doua, au avut eu ocazii foarte mari cei drept, dar în rest i-am cam dominat. Bine, am avut și un om în plus. Era oricum de înțeles să-i dominăm. De ce nu intră golul și, nu știu, care e atmosfera acum la echipă printre jucători? Chiar și astăzi dimineața am avut antrenament. Chiar dacă nu mă pregătesc alături de echipă, sunt la fiecare antrenament, sunt acolo. Îmi fac programul meu special. În vestiar stăm de vorbă, povestim, vedem ce e de făcut. Greșelile pe care le-am făcut încercăm să trecem peste cât mai ușor și să nu le repetăm. Eu cred că atmosfera este destul de bună. Încredere au. Cred că, cum văd eu situația, cred că fiecare jucător în propria persoană are încredere foarte mare. Mai ales în generația asta care e acum de 20 de ani, 18-22 așa, îi văd foarte încrezători în ei. Mult prea încrezător decât eram eu la 18-20 de ani. Deci generația mea de atunci, de prin 2000 pe la 18 ani, nu aveam încrederea în mine atât de puternică că eu voi ajunge fotbalist. Niciodată. Pe ei văd foarte încrezători. Dar în propria persoană. Nu văd încrederea în colegul lui. În echipă. Asta aș vrea să și ușor sper din tot sufletul să iasă lui Cristi Lupuț. Toată treaba asta, să reușească să-i facă să aibă încredere unul în celălalt. Pentru că aia este familie. Să nu uităm că e fotbal, e sport de echipă. Și trebuie să ai neapărat încredere în cel din stânga, în cel din dreapta, ca să poți merge să ai un parcurs bun, să spunem. Dar, repet lucrul ăsta, încredere în ei văd că au, pentru că îi vezi dezinvolți la antrenament, au curaj să dialogueze, ceea ce recunosc, când eram mai tânăr, nu prea aveam curaj, că mi-era rușine de ăia bătrâni, să zic așa. Dar încrederea și în colegi, aia este, cred că, mult mai importantă decât încrederea în mine. Că dacă eu am încredere în mine și n-am încredere în colegul, degeaba îi dau pas. Păi... Sau nu-i dau. Exact. Se întâmplă tocmai să fie... Eu am încredere în mine și iau mingea singur. Nu. Trebuie să ai încredere în cel de lângă tine, pentru că aia este echipă. E un sport de echipă și trebuie să înveți să ai încredere. Să înveți calitățile colegului tău și să ai încredere că dacă i-ai dat-o la picior, știe ce face cu ea. Dacă i-ai dat-o pe viteză, o ajunge. Dacă eu dau pe viteză și el e tehnic și nu are viteză, degeaba. Asta
Eu asta aș încerca să-i fac să înțeleagă pe colegii mei și sper să-i reușească lui Cristi Lupuțu lucrul ăsta. Păi în momentul ăsta bănuiesc că oricum obiectivul echipei, zic eu, ar fi probabil rămânerea în prima ligă, ținând cont de faptul că... Liga secundă. Rămânerea în Liga secundă, dar ținând cont de faptul că oricum marea majoritate a bugetelor, a marea majoritatea cluburilor din Liga a doua au fost afectate de faptul că nu s-a împărțit campionatul în două serii. Totuși, ești încrezător că dacă echipa va rămâne în Liga secundă și în sezonul viitor, că se pot bate la promovare? Dacă nu mă înșel, s-a făcut două transferuri până acum, cred că Mihalcea de la Universitatea Cluj a venit și un atacant argentinian. Mihalcea care a fost și la FCSB, nu? Da. Sunt, cred că sunt, e vorba de vreo 6 transferuri făcute acum. Confirmate? Sunt la antrenament și cred că, da. Trebuie să aflăm. Da, exact. Nu știu exact dacă, adică transferurile au fost făcute în timpul cantonamentului și cred că contractele sunt semnate. Dar ca și nume, poate Mihalcea e cel mai important. Mihalcea și atacantul dintre ei. Știu că mi-a rămas în minte de când le-am văzut oficializate și de asta. Ce să zic, nu știu, eu sper să... Și la lotul pe care îl avem acum, ca să ne batem la anul ăsta, la... Să rămânem în Liga a doua, eu cred că e aproape de suficient. Nu cred că suntem de ajuns. N-ar trebui să aveți probleme să retrogradați anul ăsta. Da, eu sper, dacă nu acum, până să închide perioada, că am înțeles că e prin octombrie. Până 5 octombrie. Da. În iarnă, cel puțin, să mai vină vreo 2-3 jucători, pentru că și din discuțiile mele cu Cristi, el și-ar dori și lucrul ăsta și noi, ca și echipă, ne-am dorit lucrurile astea, să ne întărim pe fiecare post în parte, că nu poți să pleci la un meci cu posturi vacante, adică ai jucătorul din primii 11 și pe bancă, dacă te uiți, nu ai cu cine să locuiești. E foarte greu să, ca antrenor, să formezi un grup. Și atunci, pentru anul viitor, cum mă întreb dacă vrem să promovăm cu lotul ăsta, fiind copii pentru mine, ei în mintea lor nu sunt copii, dacă mă uit la investiar, fețele lor îmi transmite numai copilărie. Dar la vârsta pe care au ei, până în 22 de ani, că majoritatea sunt așa, eu, și calitățile pe care le au și le-am văzut și au confirmat, eu cred că am putea să ne batem. Nu neapărat la promovare, dar în primele... Da, exact. Exact. Eu sper că acolo o să fie bătălia anul viitor, la play-off, pentru Aerostar. Da, urmează acum un meci acasă cu CSM Reșița, cred. Da. O echipă ușor mai... N-aș vrea să zic slabă, mai slab cotată decât primele a pierdut cu 4-0 cu Petrolul, cred că etapa asta, dacă nu mă știu, au jucat și a pierdut cu 4-0. Reșița? Nu. Ce se mesc la tine? Nu, a făcut egal acum Reșița 1-1, parcă. Trebuie să mă uit, chiar nu-i urmăresc, sincer. Da, ok. Crezi că, nu știu, dacă o echipă mai slab, mă gândesc slab cotată, Farul, cred că are, pe lângă Ucluj, au, cele două echipe au pretenții clare de a promova. Cluj, apropo, a pierdut, s-a terminat acum meciul cu Timișoara, a pierdut cu 1-0. Da? Cu Asu Poli, nu? Da, a bătut Timișoara. Da, ciudat. Da, un rezultat surpriză, aș putea spune. Surprinzător. Crezi că cu echipe de genul celei din Reșița sau poate, nu știu, mai Comuna Rece sau echipe un pic mai slab cotate, crezi că ar trebui să aveți probleme cu ei? Eu nu m-aș gândi că ar trebui să am probleme nici măcar cu Cluj, cu Farul, cu Petrolul, cu niciuna din ele. Nu vreau să mă gândesc la probleme. Eu vreau să intru în teren încrezător că pot să bat pe oricine. Că dacă am ajuns la Liga a doua, așa ar trebui să gândească, cum am spus mai devreme. Îi văd încrezători în ei, dar trebuie să-i văd că au încredere și în ceilalți, în colegii lor. Așa văd eu lucrurile. Eu intru acolo nu să mă gândesc, mamă, joc cu Barcelona. Ok, joc cu Barcelona. Și acum ce să fac? Să mă apuc de plâns înainte să înceapă meciul? Încerc. Într-adevăr, a pierdut cu Petrolul, cum spuneam, cu 4-0. Da, acum? Da.
Ok, știu că au un antrenor foarte bun pe care l-am avut și eu la Voința Sibiu, pe Alex Pelici la Reșița, și e un antrenor foarte bun. Un om meticulos și bun tactician. Acum echipa nu o cunosc. Nu știu ce fiecare ce poate de la Reșița, dar știu că antrenorul este destul de bun. Și atunci cred că o să vin destul de motivat, că știu cum este un antrenor care îți transmite, cel puțin eu cât l-am avut, îmi transmitea încredere mare. Și prin felul lui de a comunica, te făcea să joci, uneori știai că joci, de exemplu, cum spuneam mai înainte, știu că joc cu Steaua și mi-e frică, sau sunt mai timorat, sau nu știu, ai emoții mai mari decât cu, nu știu, cu oricare altă echipă. Și atunci avea un mod de a-ți transmite o forță așa din interiorul lui, te făcea să ai impresia că ești mai bun decât ei alții. Așa s-a întâmplat de multe ori la Alex. Da. Uite, apropo de asta, de ce ai spus tu acum, în interviul acela pe care l-am avut cu tine în timpul stării de urgență de acasă, noi de acasă, tu de acasă, vorbeam de importanța psihicului la un jucător și mai ales pentru un post de portar. Și acum spuneai tu de jucătorii tineri de la Aerostar că trebuie cumva să înțeleagă că trebuie să aibă încredere în echipă. Bun, cam cât de important e pentru ei un antrenor care să lucreze, între ghilimele, la psihicul lor? Cum ziceai acum de antrenorul celor de la Reșița? Cred că este foarte important ca un antrenor să știe să comunice cu jucătorul, indiferent de cultura lui sau de gradul de inteligență. Pentru că și în fotbal și în orice alt domeniu, cineva este mai inteligent, cineva este mai puțin inteligent. Da? Nu jignim pe nimeni. Dar ăsta este adevărul. Și atunci cred că un antrenor ar trebui să facă lucrul ăsta mult mai des. Din ce văd, de când a venit Cristi, este un plus pentru echipă faptul că înainte de fiecare antrenament, el și discută cu jucătorii și este un lucru foarte bun pe care eu cred că a câștigat vestiarul cu treaba asta. Mereu am fost de părere că înaintea fiecărui antrenament, nu neapărat cu cât te apropii de meci, cu atât trebuie să-i vezi mai des pe jucători. Nu, de luni trebuie să-i vezi pe jucători. Înainte de fiecare antrenament, e părerea mea că trebuie să stai să-i vezi pe jucători la față. Să comunici cu ei, să glumești, asta înainte de antrenament. Dacă și după antrenament mai intri în vestiar și mai faci o glumă, e și mai bine. Pentru că vorbeai de psihic și atunci când un antrenor intră în dialog și cu cel mai mic din vestiar, și cu cel mai bătrân, și cu cel mai inteligent, și cu cel mai puțin inteligent, de față cu toată lumea, eu zic că asta este numai benefic pentru echipă. E un lucru mare să reușești să faci toate treburile astea. Pentru că toată lumea din vestiar, fiecare jucător, cât își poate aduce aportul clubului ăluia, fiecare jucător este important cât poate. Și atunci, dacă nu-l bagi pe fiecare în seamă, la un moment dat, când o să ai nevoie de jucătorul pe care l-ai marginalizat cumva, s-ar putea să ai nevoie de el și nu o să-ți dea randament. Și atunci, tot tu, ca antrenor, o să fii supărat că ăsta nu-mi dă randament. Și el poate a simțit nevoia la un moment dat chiar să-l și jignești într-un mod plăcut, numai ca să fie băgat în seamă. Și atunci dacă îl ignori, s-ar putea să aibă de pierdut și el și clubul la un moment dat. Da, Bogdan, tu de 2 ani ești la Aerostar, nu? Nu, acum. Am jumătatea asta de an care am stat în casă toți și ăsta e... E primul sezon, anul trecut sezon. Nu ai Nu, doar returul am... Tu ai mai jucat pentru... Sport Club, ai mai jucat în Bacău. Pentru Sport Club, da. Da. Uite, am mai văzut comentarii la noi pe pagină, de obicei când sunt discuții legate de fotbalul din Bacău. Multe păreri că în Bacău doar FCM. Bănuiesc că ai mai auzit și tu chestia asta. Da, am auzit. Din partea fanilor. Uite, tu, de exemplu, ai jucat la două echipe din Bacău. Tu... Ai crescut cu FCM Bacău, cu siguranță, adică l-ai fost suporter când era FCM Bacău în Liga 1, cu siguranță. Ce părere ai legat de asta? E o gândire bună? Nu e o gândire bună având în vedere că fotbalul local e într-o zonă atât de proastă de atât de mult timp și totuși o echipă se ridică, cum e cazul la Aerostarului acum,
N-ar trebui susținută? Ideea cu FCM? Echipa. Susținută sau? Nu, echipa voastră, de exemplu. Și de către cei care consideră că în Bacău doar FCM. Eu sunt ferm convins că fac o greșeală foarte mare oamenii care nu susțin Aerostarul doar pentru că eu am ținut cândva cu FCM. FCM nu mai există. Cu cine să țin? Fotbalul este cel puțin de câțiva ani buni sau mai nou acum de două etape suntem la Liga 2, adică Bacău nu a mai avut fotbal din 2005. 2004, cred că ceva de genul, pe acolo. În Liga 1, apoi au retrogradat. Nu? Și atunci, toți au dus la Vale. Și atunci fotbal mare în Bacău nu prea mai fost. Și atunci Aerostarul a ținut cât de cât parcursul ăsta al clubului. Eu nu neapărat vreau să laud Aerostarul, că sunt eu acum la Aerostar. Dar din totdeauna Aerostar a fost la Liga 3 în constant la lupta pentru promovare. Exact. Și atunci acum când au ajuns la Liga 2, am ajuns că sunt acolo. Nu pot să nu-i susțin pe ăștia că eu țin cu, nu știu, cu FCM-ul, să spunem, în cazul nostru, și eu nu vreau să-i văd pe el alții. Păi stai un pic, că echipa ta nu există. Și atunci ce fac? Nu mă mai duc la meci? Nu mai, mie îmi place fotbalul doar pentru că joacă Pele? Sau Pele s-a lăsat acum 30 de ani? Nu ne mai uităm la fotbal? Nu mai există FCM-ul, nu ne mai uităm la fotbal, nu mai mergem pe stadion? Ok, nu mai este stadionul mare, din păcate, pentru toată comunitatea noastră. Dar există un stadion mic, cochet, în care se joacă sâmbătă de sâmbătă meci. De ce nu venim? Pentru că bine, nu suport nu putem, culorile. Da, pentru da, că nu suport da. Culorile și nu suport, nu știu pe care de la club. Eu cred că e un mare păcat. Da, în urmă nu a fost o concurență, să spunem așa, între FCM, care era la Liga 1, și Aerostar, care era atunci la Liga 3. N-au avut nicio legătură, echipele nu s-au, cum, de exemplu, cum era Dinamo cu Rapid, cu Steaua, în același oraș și se împungeau care mai sau de care să... Sau CFR cu Cluj. Exact. Nu s-au certat niciodată, n-au nicio istorie negativă împreună și atunci pentru ce să nu susțin? Dacă nu, repet, dacă nu mai există FCM-ul. La un moment dat știu că se voia să facă din nou FCM-ul. Da, și eu făcut, pentru pe suporte. Știu. Și eu am fost atunci la eu mă lăsasem de fotbal și eram la copii și nu era antrenam. Și încercam cu anumite persoane, bine, nu eu. Eu mă duceam la meci. Mie nu mi-a plăcut niciodată să partea scriptică. Mm-hmm. Nu e treaba mea. Pe mie îmi place să fiu pe teren. Și atunci au încercat oamenii și eram și eu acolo. Dar când am văzut că și eu îmi doream, pentru că nu ca să fac rău altui club, nu, îmi doream să fie FCM în speranța că toată lumea o să fie din nou fotbal. Am încercat, am fost alături de persoane când am văzut că nu, decât dăm din gură, m-am retras și mi-am văzut de treaba mea. Și mulți s-au supărat că, bă, Miroane, de ce faci lucrul ăsta? Mă, dar eu nu mă regăsesc acolo. În primul rând, eu nu am jucat niciodată pentru FC. Da? Am plecat de copil, ca junior, total în alt oraș. Nu am jucat niciodată și atunci încerc. Am încercat, am fost altele. Văd că nu se poate, mai mult nu pot să fac. Mă duc pe calea mea. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac. Nu pot să trag de cineva da. Forțat. Cam asta e ideea. Așa e. Și atunci îmi pare rău că nu vine lumea la stadion pentru Aerostar, chiar dacă e perioada asta care nu au voie. Dar sper și îmi doresc ca lumea să înțeleagă că dacă tot avem fotbal, hai să-l vedem. Dacă e un teatru și o piesă, de ce să nu mă duc la că nu-l suport pe directorul teatrului? Corect. Da, da. Așa e. Mă duc să văd actorul, piesa. Da, Bogdan, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră în studio. Sper chiar din suflet să ne mai revedem și cu alte ocazii aici în studio, pentru că avem multe surprize pe care le-am pregătit pentru cei care ne urmăresc și că tot veni vorba de surprize. Ochii pe pagina noastră începând cu data de 14 septembrie, că nu vă așteptați la ce urmează. Oricum, ne revedem din nou săptămâna viitoare de la aceeași oră 19:30. Nu uitați, pe data de 14 urmează o mega surpriză pentru voi, pentru toți cei care ne urmăresc și pentru cei care ne vor urmări și de acum încolo, cine știe. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă dorim o seară bună în continuare, vă mulțumim de asemenea și pentru toate întrebările pe care ni le-ați adresat pe parcursul acestei emisiuni. Nu uitați că ne revedem din nou de la ora 19:30 până la viitoare. O seară bună, la revedere!